Salut prieteni, bine ați revenit la cariera cu Barcelona, începe sezonul 2, facem transferuri în acest video și încercăm să pregătim echipa pentru o mare performanță în acest sezon. Avem și turneu de pregătire cu PSG, Liverpool și Bayern, o grupă incredibilă în Statele Unite. Ei bine, avem bani. Avem bani mulți de data aceasta. La Barcelona au venit sumele mari. Și deodată ce se oprește această simulare și pot să vă mișc, o să vă arăt. Iată că avem 250 de milioane de euro la dispoziție. Și cred că e momentul pentru un șoc. Un șoc clasic. Pentru că am tot gândit ce jucător pare să transfer în atac. Și am avea un jucător pe care l-am putea aduce. Este Uh, greu de adus Holland, nu vrea să îl dea Dortmund sub nicio formă. Mbappé e pe la 300 de milioane, nici noi nu le permitem, chiar dacă avem în buget 250 de milioane de euro. Hai să facem revenirea lui Neymar la echipă. Neymar revine la Barcelona, este undeva între 150 și 200, dar cred că dacă băgăm un jucător acolo, putem obține un deal mai bun. Hai să forțăm revenirea lui Neymar la FC Barcelona, un jucător cu experiență, un jucător tehnic, un om care ar putea să aducă UEFA Champions League alături de azi, să face cam acolo, spatele lui Jesus, doi brazilieni de senzație. Frumos cu Ansu și Dembele, am avea o echipă plină de jucători tehnici și ne întâlnim frumos cu reprezentantul de la PSG. Hai să vedem, pe cine am putea să dăm la schimb? Am putea să dăm pe Trincao, care nici măcar nu a mirosit uh, <laughs> uh, intrarea pe teren sau banca de rezerve, 31 de milioane e cotat bine, și să mai băgăm încă 120. 120 de milioane și Trincao ne-ar lăsa cu 133 de milioane, sumă bună să mai aducem niște jucători buni. Mai avem nevoie și de mijlocaș central. Hai să vedem. Să sperăm că acceptă. Nu, vor 183 și Trincao, deja e cam mult. Am putea să băgăm pe Coutinho, însă. Oh, un alt brazilian. Hai să o vedem așa. Coutinho și 130 de milioane de euro pentru Neymar. Haide, că se poate. Și-au vrut. Oh, bine. Perfect aici. O sumă bună pentru Neymar. 130 de milioane. Coutinho intră în deal și pleacă la PSG. Și este un transfer mare pe care îl realizăm. Hai să negociem cu Neymar, vine în sfârșit înapoi acasă la Barcelona. Lasă pe Messi la Paris și vine la noi. Puțin uh, emoționat Neymar. Am zis că nu iese nicio treabă bună la Paris, s-au și pierdut în Champions League în acest sezon. Vine înapoi unde poate să realizeze marea performanță. Va fi crucial, jucă meci de meci pe Neymar, nu se pune problema. Să vedem însă ce pretenții va avea. Contract pe 4 ani, până la 34 de ani rămâne la echipa noastră Fără clauză de reziliere, nu mai facem greșeala de data trecută Și vrea ceva mai mulți bani decât la Paris, ce bonus uriaș Ok, hai să zicem aceeași sumă un bonus de instalare Și fără plusul la goluri, 270.000 270.000 vrea, n-a mai scăzut din bonusul de instalare, rămânem cu o sumă bună în buget 120 de milioane și wage budget bun. Ok, Neymar semnează cu FC Barcelona, este sezonul lui cu siguranță. Vine să distrugă la Liga. Și am bătut palma. Unde ești Neymarul? Gata, am bătut palma cu Neymar. Pleacă fericit, e noul jucător al Barcelonei. Da, va lua Neymar 20 numărul lui Sergi Roberto. Nu putem să luăm numărul lui Ansu. Ansu e viitorul. Neymar acolo să le arate fotbal băieților. Să sperăm că nu-i la prostii. Dar să sperăm că va fi transferul potrivit pentru FC Barcelona. O spre contractului de pai, ar trebui să dăm un contract nou, ok, fără clauză de reziliere. Mamă, dar salariul e foarte mare. Cum adică 350.000? Are 220. Uite, tot pe 220.000, e aceeași sumă. Normal că acceptă. De ce să dăm 350 să ne spargă bugetul în două? Îi dăm un contract pe încă 3 ani. Aș vrea să-l mai iau pe Rodrigo de la Leeds, 31 de ani jucător bun de rezervă, cu viteză, finish în agilitate, un jucător la un nivel destul de bun. Nu este un jucător care să fie titular, dar nu prea avem rezervă pentru Neymar pe postul de mijlocaș central ofensiv. și îl vom lua pe Rodrigo, care va fi un jucător bun de rezervă. Nu cred că trebuie să oferim cine știe ce sumă, 10 milioane de euro, hai să vedem. Îl vor pe Busquets Opa, Busquets s-ar putea duce la Leeds. Băi, dacă ar fi Busquets schimb uh, cu Rodrigo, n-ar fi foarte rău. Jucător pe jucător. Vor 5 milioane 600 de mii. Hai să vedem 2 milioane de euro. 2 900 de mii acum. Hai că tot ne-au luat niște bani. Hai să zicem, 2 200. 200 și au vrut. Băi, au tras de fiecare 100.000 de mii. E yeah, ok. Bun, Busquets s-ar duce la Leeds. Uh, noi luăm pe Rodrigo, un jucător care sigur ne va ajuta. Busquets n a mai jucat deloc sezonul trecut. Uh, N-a fost deloc uh, un jucător care să ne ajute. Rotatie uh, rotație pentru Rodrigo. Va fi rezervă, îi dăm un contract pe 2 ani și să vedem ce salariu îi putem oferi. Să vedem 80 de 80.000, poate de acord vrea și niște bonusuri Ok, fără bonusul de apariții 500 de mii la instalare Gata, ăsta e Rodrigo, jucător de Barcelona Vine un spaniol pentru un alt spaniol Ah, Trincau, de fapt, cred că n-a fost la noi, eram prumutat. Acum dau seama, da, de aia n-a fost pe nicăieri. oh, no, Băi, nu sunt un antrenor bun pentru Barcelona, nici nu știu băieții. A fost plecat, mă, Trincau, am înțeles. Cu Liverpool și Paris. Simulăm aceste meciuri. 1-0 cu Liverpool. Cu PSG facem 2-2. Nu avem jucătorii fiind de la mondial. Uh, mai toți băieții noștri. O ofertă pentru l de la Bayern. 50 de milioane de euro. Liverpool îl vrea pe Pjanic. Iar West Ham îl vrea pe Aguero. Să <laughs> revine. Aguero are în Premier League. Sociedad l ar vrea pe Dest. Nu dăm la Sociedad. Că oricum au luat titlul. E suficient pentru ei. Cred că e o ofertă bună pentru Aguero. Asta de la West Ham. El e cotat la 28 de milioane, ne-a oferit 28,400. Dacă luăm 30, eu zic că e o sumă foarte bună și putem să luăm un alt vârf. Deja Agora are 83, o se ducă spre 80. Nu știu ce face West Ham cu el, dar hai să negociem uh, cu cei de la West Ham și să-l predăm pe Agora. Se întoarce acolo unde se simte cel mai bine în Premier League. 30 de milioane de euro, 400 de mii. E propunerea noastră, 29.000, Hai, dă 30. Haide, Mois. 30 de milioane de euro. Pe bune, ai limita. Oh, Mois pleacă. Zice că nu-l mai vrea. Bine, las că... A dat ceva goluri sezonul trecut, o să-l dorească cineva. De văzut ce facem cu cei de la Bayern München. Este un meci în care pierdem cu 1 la 0 dar ne-am calificat mai departe și jucăm cu United. Ce turneu de pregătire, numai cu echipe mari. Încă o ofertă pentru Aguero de la Atalanta. Realul îl vrea pe Dybala, nu pot să cred așa ceva, l-am pus și pe Dybala acolo. Milan îl vrea pe Aguero. Hai ca acolo s-ar potrivi cu Olivier Giroud, cu Zlatan. am toți bătrânii la AC Milan. Eu forțez nota cu 30. Nu vrea nimeni să dea suma asta. Măcar 29, 500. Ai, mă, pentru 500 de mii. Stă prea mult să le bate în capul. Nu? Nu înțeleg. Mergem înainte. Hai să vedem cu United ce facem. 4 la 3, victorie pentru Manchester United. Asta e. Prima etapă e cu Bilbao în acest sezon. Ofertă pentru Caio Enrique. 28 de milioane de euro de Lazio pe el. N-a ca Caio. Jordi Alba își face treaba foarte bine. Între timp s-au mai făcut și scouturile la jucătorii pe care îi mai căutam. Da, mai avansăm. Nu știu, ne mai trebuie un mijlocaș central. Dortmund îl ia pe Zaha pentru 30 de milioane de euro, o sumă foarte bună pe care o dă Dortmund pe Zaha Încă o ofertă... Oh, oh, oh! Manchester United vine pentru Aguero, vana trădare Hai să vedem, negociem cu United Deci vedeta lui City, eroul lui City și jucător istoric pentru Manchester City S-ar putea duce la Manchester United, să-și încheie cariera de acolo Ole, este nebun Hai ole, 29 măcar dacă facem așa ceva, e mare trădare pe bune 28.800, Bine, fie. Ok. Să semneze oare cu Manchester United, mama, asta ar fi deja criminală. Stanciu a semnat cu Mallorca. Oh, bine, rău. Uite-l pe Nicușor Stanciu. Merge înainte în carieră. Câți bani au dat pe el? 14 milioane de euro. Tare de tot. Și Dybala, oh, da. Semnează Dybala cu Realul. Ah, o să fie greu de tot împotriva lui. Leeds îl cumpără pe Bellingham. Mamă, Bellingham a venit la Leeds odată cu Busquets. Nicola Pepe la Leicester, 39,600, chiar o sumă modică pentru Nicola Pepe. Un preț bun pentru menit, Jucător destul de echilibrat, joacă și în mijloc și central defensiv, 22 de ani. În realitate, deja a început să iace pentru echipa națională a Franței. Hai că o să luăm pe Ciomeni de la Monaco și data viitoare cu banii rămași poate mai facem un transfer sau două. Dar uh, uite, ce este un jucător pe care ne-am putea baza în echipă și poate să-l dăm pe Pianici. Astfel, 22 de ani are Aurelian ce 37 de milioane. Hai să oferim această sumă. Îl vor pe la Croa. la <laughs> Croa și 28 e, deja scandalos puțin. Nu știu ce zic. Hai fără lacura La e un fundaj pe care ne putem baza 38.700 52 de milioane 500 de mii vor acum Hai cu 42.500 Ca să rămânem și noi cu un buget bun 45 43 43 de milioane la virgulă Da, ok, 43 de milioane pentru jucători de mare viitor E o subă bună și asta Un transfer foarte bun pe care îl facem aici cu ce oamenii. Rodrigo va fi rezervă pentru Neymar. Depai se schimbă cu Jesus, deci, per total, am avea jucători pe toate posturile acum. Ne-ar mai rămâne, poate, un right winger, îl putem da și pe um, Trincao. Hai să vedem. Ce am venit nu are pretenții prea mari, probabil. Contract pe 5 ani și este de acord. Fără clauză, salariul nu va fi mare. Vrea ceva bani. Hai să încercăm să-i dăm uh, 100 fix Să mai scădem puțin Vreau 115, în regulă, haide Noul jucător al Barcelonei a venit? rezervă pentru Pedri și De Jong Hai să încercăm 35 Aș vrea să-i dau numărul 9 lui uh, Gabriel Jesus până la urmă, cred că l-a câștigat aici la Barcelona Numărul nou momentan este la Depay care va primi numărul 11. Ok, multe permutări aici, dar uh, cred că e corect. Am rămas cu 82 de milioane. Mai putem vinde jucători. Vedem data viitoare cum mai putem întări echipa. Cert este că Pjanic poate fi rezervă, dar uh, eu mai degrabă l-aș prefera pe ce oameni pe bancă. Cu Depay, Rodrigo, Pavon. deja avem mai multe schimbări pe care le putem face. Neto e portarul de rezervă. Uh, Agüero, nici văd că nu mai prin banca, însă nu se știe ce accidentare ne lovește la vreun jucător. Până la urmă s-a înțeles că United nu m-aș fi așteptat la asta, nu știu ce. Credeam că au băgat ceva acolo, astfel încât să nu accepte niciodată de la United vreo ofertă, dar uh, a plecat. Opa, nu se poate. Era clauză de reziliere la Langley, 80 de milioane, am ratat complet chestia asta. Leicester City îl fură pe Langley! Nu vrea să rămână la Langley? O să zicem că încă îl dorim, poate să răzgândește. Ofertă pentru Fati de la Leipzig, 91 de milioane. Bine că am fost atenți cu toții la acea clauză a lui Fati că acum pleca cu 50 de milioane, lua oricine. Sper să nu se înțeleagă la Angle cu cei de la Leicester. Ar pleca în Premier League, ar fi o lovitură, am avea alte variante, dar ar fi păcat așa să plece clama la Angle. A plecat, ok. <laughs> n-a însemnat nimic ce am vorbit cu el, n-a contat. Bun, am înțeles. Avem 178 de milioane, să a eliberat mult și din bugetul de salarii, deci avem probabil o sumă și mai mare dacă mai tem de aici. Iată, 200 de milioane de euro ne-au rămas. A, păi lejer, păi face la transferuri în această vară de rupe. Momentan, la croat titular, spuneți mi în comentarii pe cine ați vedea în locul lui la Angle. Nu aș vrea să mă grăbesc. Mai avem uh, Garcia Mingheza pentru moment, el la croape care l-am adus special să joace, într să înlocuiască pe la Agle, dar nu m-aș fi așteptat să plece. Talia Fico la Nice, mamă, 200 de milioane de euro de Parisul pe De Jong, plecați bă de aici că ăsta nu se duce nicăieri. Rechi De Jong e om principal la noi și nu-l dăm pe nicio subă. Dați o l-a luat pe Tirni până la urmă, Realul îl vrea pe Pianici. <laughs> wow! Ce campanie de vară Oh, nu. Societatea a primit o ofertă de 68 de milioane pe Isaac. Arsenal vrea pe trinca un locuitor pentru uh, Nicola PP. Stai puțin că este haos total. Hai să-l dăm pe Trincao, nu e un jucător pe care să ne bazăm, cred eu. Și am putea să-l dăm pe sumă bună la Arsenal. Vindem tot, deci se schimbă fața Barcelonei complet. E mare muncă aici la Xavi. 32800 32, și 1% atât a mai plusat Arsenal. 38, hai să vedem așa, 34500. Bun. Un 36500. Cred că o sumă convingătoare. Perfect. Ok, din cauza va pleca. Hai să încercăm să luăm pe Isaac. Ok, 77-300 și fără clauză uh, de cumpărare, că ar primi un procent destul de mare. Nu cred că merită. Nu, no, nu putem să-l luăm. E prea mult pentru un vârf de rezerv Ne vom reorienta. Uf, Juve l oferă pe McKenney. Atleti, el vrea pe Dembele 134 de milioane, incredibil. Juve l vrea pe Tricau și ar vrea să dea pe McKenney la schimb. Uuu, ce jucător? Și aveam nevoie de el, dar l-am luat pe ce amenit deja. Uite, ar fi fost un schimb bun și pentru o sumă de bani acolo extra. Da, n-ar mai trebui un uh, jucător pe dreapta care să se schimbe acolo cu Dembele. Eventual un atacant central și neapărat un fundaș central, aș zice, care ar mai fi nevoie de unul în cazul în care la Croas sau uh, Jules Jul s-ar accidenta. Uh, Super Cupa, Olimpiacos cu Real Madrid. Da, bate Realul la ei, uh, la orice oră îi bate. Uh, City îl vrea pe Pjanic, dar o să rămână Pjanic Pjanic rămâne jucător de rezervă până la urmă, nu-l mai dăm. A plecat Trincao, am luat banii pe el. A venit și United pentru Pianici. Văd că e foarte dorit. 273 de milioane avem în buget. Dar ne-am mai putea orienta și la iarna de transferuri. Un fundaș și un uh, jucător pe dreapta. Cred că este tot ce am avea nevoie la momentul actual. Avem un loc destul de numeros. n arată rău. Și Neymar trebuie să se cu rolul de mijlocaș central ofensiv. Hai să intrăm în uh, prima etapă a noului sezon. Am avea nevoie de o victorie. Să începem bine de tot. Este meci la Bilbao unde ar putea să fie probleme, dar cu Neymar acolo. Mă aștept la spectacolul lui Neymar. Toți ochii sunt pe el la meciul care revire în sfârșit în Spania. Hai Neymarule. Vrem să vedem spectacol Neymar. Cei doi brazilieni, Neymar și Gabriel Jesus. Ce revenire Neymar. N-aș fi vrut să fac asta inițial, dar m-am uitat peste opțiuni. Și pe bune că 130 de milioane și cu tine pentru Neymar Nu mi se pare a fi Cine știe ce efort Bravo Pedri Neymar Neymar pasează bine aici la Pedri Pedri centrează și este gol Primul gol al lui Jesus Din acest sezon în minutul 20 Super fază, totul pleacă De la noul jucător al echipei noastre Neymar Trimite acolo bine către Pedri Foarte bună fază Paco oh, Paco Alcacer Acum la Bilbao cu Muniain Paco, atât de bun e Paco ăsta Postul nostru jucător Putem zice că ar fi o Paco pentru Barcelona <laughs> Da, nu avem ce să-i facem lui Paco Bună fază de pase și suntem egalați de Bilbao Hai Neymarule Fati, E De Jong acolo, șutul lui De Jong! Oh, era gata de o nouă bijuterie, De Jong. Un șut foarte frumos, puțin pe lângă partea lui Nai Simon. Paco la Martinez, Martinez, bravo, Alba. Super atac, încă o dată, din partea lui Bilbao. Nu există așa ceva, deci Băi, au jucat impecabil <laughs> Impecabil, uitați-vă la pasele astea Mi se pare fantastic Cum a arătat Bilbao nu, Bilbao a fost senzațional Deci asemenea pase nu există Dar n-am avut ce face <laughs> Se mai întâmplă Au avut 63% la posesie Zici că a fost Barcelona Aia cu Eto'o Cu Henry Toți băieții, nu-i nimic E un simplu meci și Real a pierdut cu Sevilla. Ne-am mai crescut nota acum cu transferurile. Data viitoare mai facem niște mutări. E, și vom intra și în UEFA Champions League, unde ne aflăm grupa. Vor fi probabil și primele meciuri. Sunt curios ce grupă va fi în UEFA Champions League, o să fie foarte interesant. E, sper că v-a plăcut acest video. E o campanie de transferuri de vară care continuă foarte multe mutări la e, toate echipele. Uh, vor fi echipe schimbate și la Bilbao am văzut jucători noi care și-au făcut treaba foarte bine. Uh, mă întreb ce s-a întâmplat și pe alte echipe. E bine, cam atât mai buni. Pa, pa!